Iarna car și vara sanie. Pe timp de iarnă au reparat și au investit în ștrand, iar acum așteaptă vizitatorii. Se întâmplă la Victoria, unde ștrandul și-a deschis porțile celor care vor să petreacă o zi relaxantă de vară. S-au cheltuit bani pentru renovarea bucătăriei, s-au făcut reparații la bazine. Și asta nu e totul. La ștrandul din Victoria există acum și o zonă destul de mare pentru corturi sau rulote. Cam fiecare an ștrandul a fost renovat din toate punctele de vedere, în special s-au investit foarte mulți bani în remedierea defecțiunilor apărute în urma iernii, fiind un bazin în aer liber. S-a dotat bucătăria cu mobilier care reprezintă aproape 350 de milioane de lei vechi cheltuiala pe acest sector. Și ștrandul vă poate oferi o zi de vară minunată în care vă puteți petrece la un preț foarte bun, atractiv, o zi de concediu sau o zi de weekend. Un bilet de intrare costă 10 lei pentru adulți, 6 lei pentru copii, iar pensionarii au intrare liberă. Pe lângă bazinele cu apă caldă, ștrandul oferă o zonă destinată jocurilor sportive, precum și mai multe terase cu răcoritoare și mâncare.